Bună, bună la toată lumea! Ce faceți voi, dragii mei, dragele mele? Cum sunteți? Sper din suflet că sunteți toți bine, acolo unde sunteți. Astăzi este sâmbătă, mâine este duminică, sunt florile la noi, da? Paștele Catolic, după care ne apropiem de Paștele nostru ortodox. Cu ocazia florilor, toți cei care purtați nume de floare, Florin, Florina, Violeta, Margareta, vă spun la mulți ani, da? Bineînțeles că de mâine se mănâncă pește ca să ne meargă bine tot anul. Paște fericit tuturor celor care sărbători și Paștele Catolic și am intrat în această după masă, spun eu, de sâmbătă, să vă fac niște etalări așa generale, să vedem ce se mai întâmplă da? până la sfârșitul la luna asta. Ne vom axa pe unele chestii. Deci, cu această ocazie, voi deja puteți, cât timp eu vorbesc, să vă gândiți la prima, la a doua variantă și eu voi începe, bineînțeles, cu prima variantă pe întrebări. Da? Hai să vedem dacă vă iubește, nu vă iubește persoana cu care voi aveți o relație sau aveți o căsnicie. Hai să vedem dacă vă iubește sau nu vă iubește. Aici sunteți persoane care suferiți foarte mult, aveți parte de trădări, de suferință, de certuri, de scandaluri, de neînțelegere. Aici nu este iubire. Aici vă încăpățânați voi să stați într-o relație cu forța. Vedeți destul de clar că persoana respectivă care sunteți, că este soțul, că este partenerul, că este prietenul dumneavoastră, se comportă într-un mod foarte ciudat, are această, acest comportament de vreo 8 ani sau de vreo 8 luni. Aici nu este iubire pentru că. Cum să vă zic eu, este ceva neregulă. Da? Hai să vedem dacă asupra acestui bărbat există o energie negativă. Da? Dacă există, da, există. După o ceartă, după un scandal care l-a avut cu cineva, există o persoană care vrea să-l distrugă, răsturnare de situație, poate are legătură cu o fostă soție. Poate are legătură cu propria lui mamă, cineva care îl cunoaște foarte bine, cineva din trecutul lui, cineva care uh, a rămas singură, deci se referă la o femeie și vrea să se răzbune. Deci aici, la întrebarea dacă te iubește sau nu uh, și dacă sunt energii negative, da, există energii negative asupra acestui bărbat care le-a făcut ori amanta, ori fost soție, ori o persoană care uh, el la rândul lui a făcut-o să sufere. Deci aici există energii negative. Hai să vedem dacă voi pe viitor, da, spunând chestia că nu la toate talările, iese la fel, da, dacă voi pe viitor vă veți dezlega de aceste energii, da, dacă voi aveți parte de dezlegare, deci soțul sau ce doriți dumneavoastră vis-a-vis -vis de. Uh, este un labirint, ați mai apelat și în alte părți? nu mai aveți încredere, ia uitați, ați apelat una, două, trei, patru persoane, la patru, la vreo patru persoane, ne-ați apelat unde trebuie. Este un lucru foarte complicat de deslegat, probabil are niște lucrături foarte grele de rezolvat, dar dacă aveți încredere în Univers, în Divinitate, există șanse să dezlegați această enigmă, pot să o numesc eu așa, pentru că este o enigmă, și să vă meargă bine, da? Dar deocamdată încă planează aceste energii de frecvență joasă, da? Hai să vedem dacă destinul, destinul vostru se va schimba pe viitor, da? Dacă vă cade o schimbare în destin, dacă vă cade o schimbare, da, se va schimba, ori veți întâlni pe cineva din zodia peștilor, ori veți face un copil cu o persoană, da? o fetiță veți face, da? Ori vă veți îndrăgosti, are mai multe înțelesuri. Poate vă veți reîndrăgosti de altcineva, da? Care are și zodia peștilor sau zodia săgetător. Poate rămâneți însărcinată, da? Și faceți un copil cu un bărbat sau poate vă îndrăgostiți de altcineva. Deci, vă cade bine pe destin, pe viitor. Deci, fie cum o fi, destinul se schimbă, vă cade bine pe destin în viitor. Da? Și cum veți fi din punct de vedere al banilor, să vedem și din punct de vedere al banilor cum veți fi. Hai să vedem. Veți avea un bărbat care vă va finanța, da? Deci aici poate să fie chiar amantul. Din punct de vedere al banilor, veți avea un mare noroc cu acest bărbat care va deveni amantul dumneavoastră pe viitor, da? Care el este un bărbat bogat, poate să fie chiar și șeful vostru, de ce nu? Nu în toate cazurile. La unele persoane, la locul de muncă, se poate îndrăgosti șeful de tine, da? Și te ajută din punct de vedere financiar. Dacă nu poate să fie un amant, dacă nu, poate să fie o persoană care ai să o cunoști. Și datorită la această persoană, îți scade un mare noroc, pentru că te va ajuta din punct de vedere financiar. Deci îți va cădea bine. Hai să vedem cum veți sta cu echilibru vostru interior, cu aura voastră, cu sănătatea voastră, da? Să vedem și la echilibru, la aură, la sănătate cum veți fi. Veți fi bine atâta timp cât veți fi înconjurați de familie, de prieteni. De toate persoanele care vor fi în jurul vostru, în trei luni viața dumneavoastră se va schimba, chiar dacă în prezent aveți unele probleme, eu văd în trei luni o schimbare pozitivă, doar că va trebui să fiți conectați cu prietenii, să nu rămâneți singuri, să vă plafonați, să intrați într-o stare de depresie, eu văd că se va schimba multe. În da? maxim în trei luni de zile, lucrurile se vor schimba și vis-a-vis -vis de o dorințe care voi o aveți. Să vedem ce se va întâmpla cu dorința dumneavoastră, orice fel de dorință, să vedem dacă se va îndeplini sau nu se va îndeplini această dorință pentru cei din prima variantă. Aveți dorință să iubiți din nou, să vi se deschidă inima, pentru că în prezent sunteți blocați. Ați văzut la început ieșit acel blocaj în dragoste. Sunteți blocați sau uh, persoana pe care voi o iubiți v-a creat probleme Dar până la urmă floarea va înflori din nou Vrea să spună dragostea va înflori din nou și se va întâmpla ceva da? Va trebui totuși să vă iubiți un pic mai mult pe dumneavoastră Să lăsați un pic trecutul în urmă și să vă conectați la prezent Ceea ce doriți deocamdată în prezent nu se va îndeplini Mai durează vreo 5-6-7 luni până se îndeplinește dorința da? Sau 6 săptămâni Șase zile nu este. Haide, mă iară ceala cu siguranță. Sper să nu. Nu prea am dormit bine azi noapte. Haide să vedem uh, și pentru voi toți cei din uh, a doua variantă. Dacă vă iubește soțul, partenerul, ce știu eu, da? Dacă vă iubește. Dacă vă iubește. Nu că nu vă iubește, dar este o fire foarte încăpățânată. Aici există iubire, el se gândește, dar se iubește mai mult pe el. Aici, dacă vă confruntați cu un caracter un pic mai dificil, soțul dumneavoastră, partenerul de viață, poate că aveți impresia că el are, cum să zic eu, un caracter foarte ciudat, este foarte adevărat, nici nu știți dacă vă iubește sau nu vă iubește, pentru că nu se arată. Ține în felul lui la dumneavoastră, dar se iubește mai mult pe el. Este un om mai zgârcit, din câte se pare, un om mai avar, numai pe pentru el, pentru interesul lui. Haideți să vedem dacă în această relație, în această iubire există ceva energie negative, există ceva lucruri necurate la mijloc în această iubire. Da? Da, și aici există și aici există, ați fost rănită, uitați toate aceste săbii care au fost în spatele dumneavoastră și încă este, v-ați confruntat și vă confruntați și în prezent cu o problemă da, legată de dragoste. Și aici există, vă rănește persoana respectivă pentru faptul că se comportă așa, dar aici nu ar fi neapărat ceva farmeci. Aici este uh, energia negativă care o are el asupra lui, poate că este vampir energetic, poate că este o relație toxică, poate că este o relație karmică, nu cred că este o relație destinată și atunci automatul ca femeie te simți slăită de pute. Da? Hai să vedem ce se va întâmpla pe viitor, dacă veți fi mai bine, dacă cu el sau cu altcineva. Deci eu vreau să vedem ce se va întâmpla, da? dacă veți fi mai bine, ce vă spune viitorul. Nu veți mai fi bine. Deci dacă rămâneți în continuare în această relație, această căsnicie, nu veți fi bine. Veți avea pierderi, veți avea probleme, veți avea nu veți mai avea autostima dumneavoastră personală, veți avea frustrări, vă veți plapona, veți ajunge cu o față din aia că abia te-ai trecat și cum te-ai trezit din mormânt. Adică nu vei mai avea grijă de tine, intri într-o mare depresie. Dacă continui așa și ai o relație toxică în prezent, trebuie neapărat să te debarasezi de această relație, Uh, pentru că nu-ți aduce absolut nimica bine. Având în vedere faptul că au ieșit aceste cărți, eu vreau să văd dacă veți rămâne împreună sau nu cu această persoană. Cartea vă avertizează că nu ar trebui să rămâneți împreună. Acum, voi știți mai bine în ce situație și ce cazuri aveți, da? Acolo are legătură cu caracterul. Uitați că și dumneavoastră o să vă iese un bărbaș și spre blond de la un drum lung. Totul este să vrei să ieși din ceva și să intri în altceva. Înțelegi? Uh, o să vă apară altcineva în calea vieții, depinde de. Nu. No. Uh, eu vă spun că vă apare altcineva, cu siguranță. Să vedem și referitor la bani, ce vă iese la bani, la norocul dumneavoastră de bani, de um, ce știu eu, ce se arată în viitor, vis-a-vis -vis de vești, foarte multe vești, s-ar putea să vă angajați undeva unde vă doriți, în două luni de zile se schimbă situația și la voi din punct de vedere financiar, dacă în prezent aveți probleme, aveți datorii, eu vă spun că veți și la liman cu bine, uh, trebuie să mai așteptați două săptămâni sau două luni și lucrurile se vor rezolva și vis-a-vis -vis de un loc de muncă sau ce vă doriți dumneavoastră, da, haideți să vedem totuși o dorință, ce vă spune o dorință, da, dacă se îndeplinește o dorință, indiferent ce fel de dorință aveți, că aveți pe bani, pe dragoste, nu contează, să vedem ce dorință se îndeplinește sau ce legătură are cu pierdere, să nu mai aveți pierderi. Da? Poate că aveți foarte multe pierderi, pierderi în dragoste, pierderi de bani, pierderi în general, în familie, vă iese că începând de pe data de 9 aprilie, repede, adică mâine, da? lucrurile se pot așeza și la voi într-un mod foarte frumos. Deci, vi se va îndeplini și această dorință să nu mai aveți pierderi. Asta a fost, dragii mei, dragii mele. Sper că v-am încântat și de data asta cu lectura mea. Pentru mai multe lecturi, dacă doriți să vă fac lecturi personalizate, distribuiți cât mai multe din videorile mele, vă răspund gratis la întrebări sau vă fac ritualul. Dacă distribuiți mai mult de 10 videori, vă fac un ritual gratis referitor la ce vă doriți dumneavoastră. Dacă distribuiți 3 videori, aveți 3 întrebări gratis. Da? Spunând aștia să nu uităm să zicem în continuare Paște fericit tuturor celor care sărbătoriți Paștele Catolic. Dumnezeu să vă aducă pace și lumină în suflet da? și fericire și bucurie. Pentru mâine că sunt florile la mulțantul celor care aveți nume de flori și Dumnezeu să vă binecuvânteze cu liniște, cu pace, cu sănătate și cu viață lungă.